emisiune electorală de promovare. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, din nou la emisiunea Hunedorenii Votează, emisiunea electorală de promovare a tuturor candidaților care și-au arătat intenția de a veni în fața dumneavoastră și de a vă prezenta proiectele și viziunea pe care o au pentru a dezvolta comunitățile pe care își doresc să le reprezinte în următorii 4 ani. Asta dacă în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi, alături de mine, este domnul Ion Bădin, candidat al Partidului Social Democrat pentru funcția de consilier local de Deva. Bună ziua, bine ați venit, domnule. Bună ziua, bine v-am regăsit. Suntem așa în a treia săptămână de campanie electorală. Ați trecut, de fapt, prin multe astfel de perioade și cred că ați putea să trageți așa o concluzie sau să faceți o comparație, de ce nu, între ceea ce se întâmpla în campaniile electorale trecute și ceea ce se întâmplă acum în prezent. Da, experiența mea politică datează din 1995, anul viitor fac 30 de ani de politică. Dacă îmi permiteți așa o glumă, unii dintre candidații actuali probabil că în acea perioadă s-au născut. Da, am în spate foarte multe campanii electorale, la început erau foarte dure, cu atacuri la persoană, cu mizerii despre viața intimă și așa mai departe. Totuși, anii au trecut, campaniile au devenit oarecum mai în alt gen se poartă, ceea ce nu îmi place mie că nu sunt dezbateri între candidați. Și nu știu din ce cauză, pentru că la dezbateri, până la urmă, alegătorul care merge își dă seama exact de ceea ce se întâmplă cu unul și cu celălalt. Ce dorește unul și celălalt. Bineînțeles că fiecare vine în parte și își lansează programul, dar e bine să... Erau dezbateri pe timpuri la posturile de televiziune, dar au dispărut. Nu știu de ce aceste dezbateri. Sigur că această campanie, eu locuiesc în Deva efectiv de 2 ani jumătate, până acum 2 ani jumătate am locuit vreo 66 de ani în municipiul Hunedoara. Și este... Ați vrut să vedeți cum este și în capitala județului, da, nu? Este orașul meu de suflet, Hunedoara, și rămâne. Deva este un oraș pe care l-am respectat foarte mult și îl respect în continuare, dar ceea ce se întâmplă în Deva în ultimii 7 ani de administrație actuală lasă de dorit. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat în ultimii 8 ani în municipiul Hunedoara, de când administrația este condusă de către un Partidul Social Democrat prin prietenul meu Dan Bobouțanu, Hunedoara, trebuie să recunoaștem că în urmă cu 8 ani era mult, mult sub capitala de județ, iar după 8 ani de zile este mult, mult peste capitala de județ Deva, din păcate. Eu știu ce am făcut în Hunedoara, am avut 3 mandate de consilier local la Hunedoara, am lucrat în echipă cu Dan și cu echipa lui, rezultatele se văd acolo, a știut să atragă nenumărate fonduri europene și atrage în continuare. Oportunitate pe care au avut-o majoritatea primarilor. Bineînțeles. Nu vorbim acum de o primărie cu 80, o comunitate corect, cu 80 de locuitori sau 100. Acum eu stau și mă mir, l-am auzit pe actualul primar că a tras fonduri de 300 de milioane de euro. Dar nu-mi dau seama unde sunt aceste fonduri, ce s-a întâmplat cu ele. Adică la Hunedoara se vede concret fondurile europene care au fost atrase și vreau să vă spun în același timp că municipiul reședință de județ are cel mai mare buget, mai mare chiar și decât al Consiliului Județean, ca să nu spun că este de 4 ori mai mare decât bugetul municipiului Hunedoara, atenție, de 4 ori mai mare. Ce lucruri s-au întâmplat în Hunedoara? Nu vreau să pedalez prea mult pe subiectul Hunedoara, dar Devenii trebuie să vadă, sunt 15 km distanță între Hunedoara și Deva. Văd, și văd ce s-a întâmplat, pentru că comparație. Corect, eu am fost în ultimele 3 luni în pre-campanie și în campanie împreună cu viitorul primar al municipiului Deva, secretarul de stat din Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Lucian Rus. Un băiat extraordinar la 44 de ani, foarte isteț, foarte deștept și cu viziune.
știe ce vrea să facă și știm ce vrem să facem pentru Deva. Zic că am fost în teren, am bătut toate zonele Devei și devenit, sunt sigur, orgolioși. Și când domnule zice, păi zice, uitați cum arată Hunedoara. Bineînțeles că interveneam și le spuneam, da, domnilor, eu am locuit în Hunedoara până acum 2 ani jumătate, am venit în Deva, datorită și serviciului, soția mea este directorul financiar contabil al Spitalului de Urgență din Deva, care este în directa subordonare a Consiliului Județean, acolo unde încă îmi desfășor și eu activitatea ca și vicepreședinte al Consiliului Județean. Zic, sigur, Hunedoara arată așa, păi zice, la noi la Deva de ce nu se poate? Ba, se poate. Se poate și la Deva, dar va trebui, este momentul zero pentru Deva, vă spun foarte sincer, data de 9 iunie este momentul zero pentru capitala reședință de județ, pentru a schimba ceva, pentru ca să putem să venim echipa Partidului Social Democrat, o echipă profesionistă, doar actul profesionistă 100%, ca să putem să implementăm acest program care îl avem în flyerele care le-am împărțit oamenilor din Deva și sunt aici trecute toate capitolele, începând cu dezvoltarea economică, sănătate, turism, sport și divertisment, educație, cultură și modernizarea administrației. Și știm ce avem de făcut, nu am stat de vorbă cu sute și poate mii de oameni în aceste 3 luni, atât în municipiul Deva, cât și în localitățile aparținătoare Devei, Cristur, Bârcea, Archia, Sântuhalm și așa mai departe. Oamenii sunt nemulțumiți pentru că spuneau, domnule, zice, vă dau un exemplu, la Cristur, unde am fost în urmă cu vreo lună, dacă țin minte, între timp și ieri a fost Luci acolo cu echipa noastră, spunea un cetățean, zice, domnule, în 2020 soția mea a fost în secția de votare și a obținut 60, nu știu cât la sută actualul primar. Păi zice, în 4 ani de zile n-am mai trecut odată pe aici. N-avem un cămin cultural, n-avem aia. La Bârcea la fel. Ne arătau, zice, uitați cum arată căminul cultural. Ce n-a trecut niciodată pe aici primarul. Ca să nu mai spun că și la Deva. Eu locuiesc într-o zonă centrală în Deva, într-un bloc chiar deasupra lui Deva Gold și este Cecul. Între Cec și blocul meu este unic, o zonă verde. Dacă treceți pe acolo, vă minunați. 2 ani jumate, deci am vorbit și cu actualul primar, l-am rugat frumos, zic, domnule, locuiesc acolo totuși. Îmi spunea vecinul de acolo, zice, o să vedeți că se sfârșește mandatul și nu se întâmplă nimica. Arată degradantă zona aceea verde, ca să nu vă spun că se cosește iarba, nu se mai ridică, îngălbenește și nici nu mai crește gazonul. Suntem în centrul Devei, atenție, într-o zonă și vorbim de niște servicii minime până corect la urmă. Ce să mai spui de micro 15 și celelalte zone unde mâine pe mine nu te mai vezi din iarbă cât e decrescută. Deci, din păcate, așa cum spuneam și în alte intervenții, părerea mea că la ora actuală, și o spun cu regret, Deva ca și capitală de județ din Transilvania arată cel mai jalnic. Nu s-a întâmplat și nu se întâmplă nimic. Deși se discută, exact cum spuneați puțin mai devreme, cei din administrația publică locală a municipiului Deva vin în fața devenilor și spun despre acele sute de milioane de euro care au fost atrase pentru dezvoltarea acestei comunități. Sunt de fapt investiții aici în ceea ce privește pistă de biciclete, în ceea ce privește stadion, pista de biciclete, cetatea Devei, care este emblemă. Scuzați-mă, pista de biciclete care s-a făcut și trotuarele care s-au făcut actualmente pe fonduri europene. Nu vreau să spun prea multe, dar 5 ani de zile nu mai e voie să intervii asupra lor. Păi, pistele de bicicletă, să le faci pe dale, nu cred că este bine. Eu sunt la bază inginer constructor, am făcut și vreo 40 de ani de jurnalism sportiv. Pe patul de nisip pe care se pun aceste dale și nu știu ce, el lucrează în timp patul de nisip. Dalele se deplasează una față de alta. Vine un copil sau mai știu cine cu bicicleta, lovește un vârf de dală, accident, da? Pistele de biciclete se fac pe covor bituminos, cauciucat și așa mai departe, cum am văzut că acum, pentru că se apropie alegerile, nu? Am văzut că a început să zugrăvească și niște piste de biciclete prin oraș. Doamne, cred că au lățimea cam undeva între 20 și 30 de centimetri
trebuie să fii ca la circ, echilibristică, ca să poți și asta. Nu, o pistă de biciclete totul se face la o lățime. Nu mai fă, dacă nu știu ce. Și să aibă o continuitate. Uitați-vă, iară revin la Hunedoara. Uitați-vă la intrare în Hunedoara când intri dinspre Deva, pista de biciclete care te duce pe undeva până spre castel, pe o treabă de continuitate. Și cum arată? Trotuarele la fel, acele dale de culoare deschisă, nu știu dacă... Capacele care sunt implementate, capacele de canalizare, unele sunt cu plăci de beton masive și nu știu ce, altele sunt de 3-4 feluri le vezi. Nu cred că e pe placul devenilor și nu cred că aceste lucrări au fost urmărite în teren de către edilul DV, așa cum face Bobotsanu, care toată ziua este pe șantiere și sunt multe șantiere și în Hunedoara. Deși și aici, la DV, au fost luate în urmă cu câțiva ani repere, vorbea de Oradea, de Alba Iulia, erau modele cumva de neurmat. Dar n-ar trebui să mai vorbim de Oradea, de Alba Iulia, de Cluj, că suntem departe de aceste orașe. Să ne uităm numai la Hunedoara, Orăștie. Două orașe conduse de către edil al Partidului Social Democrat. Uitați ce s-a făcut. Deci sunt aproape de noi. Sunt aproape de noi. Ce le oferi devenilor? Nu sunt spațiile verzi arată așa cum arată neîngrijite. Intrările în Deva, dinspre Șoimuș și partea așa. Uitați-vă la intrările din Hunedoara și dintr-o parte și cealaltă. Păi vine turistul, intră în Deva, când vede bălăriile alea așa, ce zice, bă frate, unde am venit aici? Asta e capitala de județ, ce mi oferă? Ce mi oferă Deva? Deva mi oferă turismul. În Hunedoara 500.000 de turiști anual la castel. Ce a devenit cetatea Devei? Nefrecventabilă, pentru că se întâmplă ce se întâmplă cu această telecabină în care s-au investit 4 milioane de euro. 4 milioane de euro, bani. Serioși, inaugurată cu mare întârziere și cu mare faș și a doua zi n-a mai mers. Între timp s-au mai produs câteva, Doamne ferește, de accidente minore care... Eu, de exemplu, dacă aș avea cu mine și n-aș mai avea curajul, chiar dacă se pune pe asta, până la urmă să zic, nu mai mă urc în această telecabină, că mi-e frică, că uite ce s-a întâmplat. Păi și atunci ce facem? Cum valorificăm noi potențialul turistic al Devei? Am văzut ieri o emisiune foarte, foarte bună în care viitorul primar al Devei, și spun cu toată convingerea că în data de 9 iunie Lucian Ioan Rus și echipa lui va câștiga alegerile în Deva, și actualul primar al Hunedoarei a avut o emisiune de dezbatere, de susținere a lui Dan Bobotsanu pentru Lucian Rus, în care, domnule, o emisiune care era nepregătită și asta, în care s-a pus exact problema viitoarei conurbații sau zone metropolitane între Hunedoara. Despre care au început discuțiile în urmă cu foarte mulți ani. Vă spun eu, când vă spun eu, eram eu înainte de 2004, au început de la Hunedoara, vă spun eu sincer, treaba asta, că eram la o ședință de partid acolo. Și au fost lăsate așa. Ei, dacă s-ar putea realiza această conurbație real, pentru că corect, mai ales pentru că va exista un parteneriat, domnule, primarul de la Hunedoara, primar de PSD, primarul de la Deva, primar de al Partidului Social Democrat, conducerea Consiliului Județean, care vă asigur și acum, așa cum a fost din 2016, va fi în totalitate și în 2024, după data de 9 iunie, în totalitate a Partidului Social Democrat. Dar de ce nu a existat o astfel de colaborare și până acum? Pentru că sunt foarte mulți, și Dan Bobouțanu la Hunedoara și mulți alți primari au anumite proiecte comune, să spunem, pentru cu primari de altă culoare politică. Da, pentru că existat, administrația se face, vă spun, pentru oameni, nu n-a pentru interes din politică. N-a existat interes din partea administrației din Deva. Administrația din Hunedoara a fost deschisă unei colaborări în... De fapt, a existat o luptă până la urmă, care, vorba lui Dan Bobotsanu, nu duce niciunde. Noi trebuie să ne sprijinim. Sunt 15 km. Trebuie să dezvoltăm această zonă metropolitană care și la nivel european și guvernamental poate să-ți aducă extrem de multe, multe fonduri ca să realizezi ceea ce îți dorești de comun. Nu să migreze forța de muncă de la Hunedoara la Deva sau invers, că acum a devenit să uită spre Hunedoara. Zice, i-am auzit pe mulți, zice, am vândut aici și ne-am mutat în Hunedoara. Eu am făcut invers. Am vândut la Hunedoara și m-am mutat la Deva. Încă o dată spun, Hunedoara rămâne orașul meu de suflet, dar vreau ceea ce am realizat
La, și știu ce am pus umărul și ce am realizat la Hunedoara, vreau ca împreună cu Lucian Rus și cu echipa de consilieri locali, pentru că dacă devenim merg la vot în data de 9 și chiar invit să meargă număr cât mai mare, nu trebuie să voteze numai candidatul nostru la primărie. Dacă nu are majoritate în Consiliul Local, un primar stă și se uită. Și avem câteva exemple în județul Hunedoara. Și se uită pentru că primari care nu au majoritate. La Simeria, de exemplu, atâta haos și așa mai departe. Trebuie să ai și majoritate. Când te duci la vot, trebuie să votezi. Îl votezi pe primar, votezi și echipa lui de consilier. E importantă și e opoziția până la urmă. Sigur că, pentru că da, bine, uneori te ridici așa pe un... Fiți convinsă că trebuie o colaborare și cu opoziția și asta, adică inițiativele lor, proiectele care vin din partea lor, trebuie luate în seamă cele care sunt în favoarea cetățenilor din municipiul Deva. Deva e multă treabă de făcut în Deva. Am identificat în aceste două luni, jumate, trei luni, cât am fost în teren cu Luci Rus și cu echipa noastră, o grămadă de probleme cu care se confruntă Deva, cartierele din Deva și cetățenii din Deva, care nu au mai fost băgați în seamă. Care sunt prioritățile pe care Lucian Ioan Rus le are, dacă, să spunem, de mâine ar fi primarul municipiului Deva și echipa din care faceți parte? Eu tocmai de aceea vă spun sincer, plec din Consiliul Județean, da? Sunt pe lista de consilier local, tocmai pentru, datorită experienței mele și expertizei, să-l ajut pe Luci Rus și ceilalți colegi să urnim lucrurile în Deva. Vă simt și puțin supărat la Vă spun sincer că sunt supărat pentru că am lăsat Hunedoara într-o stare extraordinară de avansată. Hunedoara s-a transformat, vă spun, total s-a transformat în ultimii ani și am venit la Deva unde știam cum arăta Deva în urmă cu 8 ani și cum arată acum. Dar eu sunt sigur că devenii s-au deșteptat, știu ce au de făcut în data de 9 iunie, dacă vor o schimbare și dacă vor ca Deva să arate acum. Pe scurt, avem în plan, da, sunt pe dezvoltare economică, sunt ce ne-am propus noi, dar vă spun numai câteva puncte: realizarea unui parc industrial pentru a atrage noi investitori în vederea creării de noi locuri de muncă, constituirea unui consiliu consultativ al antreprenorilor din Deva, că trebuie să stai de vorbă să vezi ce dorințe și ce probleme au. Și există un astfel de compartiment sau, mă rog, un birou actualmente în primăria Deva, nu știu cât de bine este gestionat. Dezvoltarea unui cartierului pentru tine și construirea de locuințe de serviciu pentru medici și cadre didactice, așa cum s-a întâmplat și la Hunedoara. Ca să atragi cadre didactice și medici, trebuie să le pui la dispoziție și spații unde să locuiască. În sănătate, avem de gând să construim un spital pentru bolnavi cronici. Avem o grămadă de bunici, nu există o secție paliativă în cadrul Spitalului Județean și atunci probabil prin mutarea secției de pneumologie de pe Barițiu, acea clădire s-o preluăm să fie reabilitată în parteneriat cu Consiliul Județean și cu biserica și să o transformăm într-un centru paliativ pentru bunici. Ar fi primul astfel de centru municipiului exact. Apoi în turism, Luci vine din Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. A fost și de sine stătător Ministerul Turismului, era prima mână după a lucra și cu ministrul PNL și cu ministrul PSD. Întotdeauna a fost al doilea om după ministru. Deci primul om după ministru care cu ștampila și știe de aia este mult de acolo. Am înțeles că din guvern s-ar bucura ca să nu devină primar pentru că au mare nevoie de el și eu îl văd. El o va duce bine oricum, el va fi și dar va fi primarul municipiului Hunedoara, asta este Deva, va fi clar. El va putea să fie și un foarte bun ministru, nu ministru secretar de stat, ministru. Deci în turism, înființarea organizației de management al destinației, studiu și strategie de turism în Deva și o legătură cu Hunedoara, că s-a discutat mult treaba asta, realizarea unui festival medieval în parteneriat cu teatrul din Deva, crearea unui circuit turistic între Deva și Hunedoara, ca să-l menții pe turist cât mai mult în ăsta, că ajută și Horeca și așa mai departe. Nu vine turistul să urca pe cetate sau a mers la castel și a plecat la el în județ. Nu, domnule, să stea două, trei, un weekend cum lucru le ducem noi în străinătate. Lucru care s-ar putea întâmpla și acum, pentru că spuneați că și din partea primarului Hunedoara există deschidere din acest punct de vedere. La sport și divertisment, așa cum este la Hunedoara, domnule, în fiecare cartier să ai cel puțin un teren de sport multifuncțional. La sportul de performanță n-aș vrea că aici mă pricep, dar s-au cheltuit foarte mulți bani în ultimii 2 ani de zile, atât la fotbal, echipă de Liga 3-a, care a ratat anul acesta barajul,
după ce 2 ani la rând a fost la baraj, dar n-a reușit să promoveze așa cum se întâmplă la Hunedoara și am câștigat. Corvinul a devenit un brand al județului, la actual a câștigat Cupa României și participă în a doua competiție europeană. Și a făcut valori și la nivel național, chiar și internațional, pentru că a scris și presa internațională. Iar din ce știu, n-am mai urmărit fenomenul, n-am mai fost, dar echipa de handbal feminin care pe vreme, Remin Deva, care în 2002 a câștigat Challenge Cup-ul, deci o cupă internațională, da? La nivel internațional, iar în 2004 a fost finalista aceleași competiții. Se chinuie acum Deva de 2 ani de zile, ratează al doilea an promovarea în Liga Florilor, unde evoluează echipe puternice, Știința București, Bistrița, Vâlcea, Buzău și așa mai departe, cu un buget, din ce am înțeles eu, exorbitant, 1 milion de euro. Bugetul unei echipe de handbal, nu poți să compari handbalul cu fotbalul, unde sunt loturile mult mai numeroase și așa mai departe. Dar performanța se face și cu anumite costuri, nu? Corect, se face cu anumite costuri, dar uite că nu este performanță și atunci gândul meu, așa cum era în urmă cu mulți ani de zile, Hunedoara de unde să fie, să aibă fotbal de înaltă performanță, acolo a fost Lucescu cu pleiada lui de Gabor, regătatul Klein, Andone, Rednic și așa mai departe, la Deva să avem o echipă puternică care să evolueze de la egal la egal în Liga Florilor, să se bată cu puterile actuale din handbalul feminin, iar în Valea Jurului la Petroșan, care este cunoscut pentru rugby, să avem o echipă, în rest, sateliți. Aici, clubul CSM Deva are o grămadă de secții, din păcate, foarte puțină performanță și foarte mulți bani cheltuiți, părerea mea, aiure. Am citit și eu pe pagină de socializare ce funcții de cercetător științific la handbal, 20.000 de lei, sportivă plătită cu aproape 25.000 de lei, mi se pare foarte, foarte mult pentru Liga a doua la handbal. Aici va trebui să avem și Deva, au nevoie și devenii de sport de performanță, pentru că sportul... Se poate ajunge în acest punct echipa pe care iată Lucia să o propună pentru Consiliul Local Deva obligatoriu, știți are cum această are posibilitate pentru... da. De a ridica sportul da, pentru că Deva? Știți ce se întâmplă? La Hunedoara adevărul este că dacă edilului îi place sportul, se face și performanță. Dan Bobouțanu a fost și el jurnalist sportiv, a scris la Fotbal Vest mulți ani, eu am scris aproape 30 de ani la Ziarul Central, la Sportul Românesc, pe urmă la Gazeta Sportului, în echipa lui Ovidiu Ianițoaia, se pot face foarte multe lucruri dacă edilului îi plac. Luci Rus a făcut și el sport, a făcut sport de performanță, a făcut basket cu profesorul Reclaru și așa mai departe. Eu am scris foarte mult sport, fotbal, volei, handbal, gimnastică feminină și asta. Am fost la o grămadă de campionate mondiale și europene de gimnastică feminină și așa mai departe. Deci cine iubește sportul poate să facă în, acolo unde este și performanță pentru orașul care... Dar încă o dată vă spun și mă adresez, nu știu dacă mai avem timpul necesar. Mai avem câteva minute. Devenii trebuie să gândească foarte bine ziua de 9 iunie. Devenii trebuie să vină în fața urnelor să-l voteze pe Lucian Ioan Rus, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar, să voteze lista de consilieri locali ai Partidului Social Democrat, că v-am spus că fără să aibă majoritate în Consiliul Local este foarte greu să-ți treacă proiectele care le ai, inițiative de proiect, pentru că chiar dacă nu vine opoziția, vrea aia, dăm și mie funcția, știți cum e, că mai greu, în fine. Cât de importantă este relația pe care un primar ar trebui să o aibă cu cetățenii? Foarte, foarte importantă. Le-am promis cetățenilor și nu sunt vorbe goale și asta se vede și în faptul de câte ori am fost noi în fiecare zi pe teren, stradă cu stradă, cum în Deva și stând de vorbă, trebuie să te afli tot timpul în mijlocul lor. Le-am promis în același timp că bugetul municipiului Deva va fi dezbătut împreună cu cartierele, adică cu reprezentanții, cu asociațiile de proprietari, domnule, bugetul are și el o limită. Lucruri sunt foarte multe de făcut. Nu le poți face de azi pe mâine sau într-un mandat. La Hunedoara deja sunt două mandate ale lui Dan Bobouțanu, urmează al treilea fără nicio problemă, încă mai are de făcut multe lucruri și Hunedoara, dar s-a schimbat total aspectul Hunedoarei. De azi zic, bugetul trebuie dezbătut cu antreprenorii, trebuie dezbătut cu asociațiile de proprietari, ne punem la masă, domnule, ăsta este sacul, ăsta este bugetul, ce facem de aici? Uite, ăștia sunt problemele, care le rezolvăm prima dată? Deci de comun acord trebuie căzut și trebuie să
fii tot timpul în mijlocul oamenilor, să-i asculți, să-i primești în audiențe, nu vreau să mai spun și de audiențe, de un cetățean care lucrează pe la primărie, nu contează unde, că pe urmă săracul are de suferit, îmi spunea mai zilele trecute, zice, m-am dus și eu de câteva ori în audiență, nu m-a primit niciodată în audiență edilul. Eu cred că acest lucru nu este bun. În condițiile bun. În care audiențele pentru asta sunt făcute, pentru corect, a primi cetățenii, corect, și pentru a-i asculta nemulțumirile și mai mult decât atât, pentru a le încerca măcar să soluționeze acele probleme. Asta este o altă problemă. Deci cetățeanului trebuie, de aia suntem, noi suntem aleși de cetățeni și cetățenii trebuie să fie în prim plan. Cetățeanul este totul pentru noi. Noi suntem în slujba cetățeanului. În slujba cetățeanului. Că uneori parcă funcționăm așa după acea zicală, funcția schimbă omul. Nu este cazul. La mine nu este cazul. Încă o dată vă spun, am avut 3 mandate de consilier local la Hunedoara. În 2020, venind în consilier județean și datorită rezultatelor foarte bune ale organizației de la Hunedoara în alegerile din 2020, una dintre funcțiile cele două funcții de vicepreședinte a revenit Hunedoara și prietenul meu, Dan Bobolțanu, m-a propus pe mine, având și o vechime mare în partid și în administrație. Pe mine nu m-a schimbat, să știți. Eu, puteți să întrebați și plec cu fruntea sus din Consiliul Județean la începutul lunii octombrie. Mi-am făcut datoria, am avut o relație foarte bună cu aparatul din Consiliul Județean. Am avut în continuare în subordine cele două teatre de la Deva și de la Petroșan, cele două sanatorii de la Giurgiu și de la Brad și am avut două proiecte de mare impact în infrastructură, drumul de la Hunedoara la Călan, care arată minunat, și cel care va fi recepționat, lotul 2, acum celelalte două loturi, aproape 70 de kilometri, cel mai mare, de fapt, proiect de infrastructură din vestul țării, culoarul Mureș-Nord, aproape 70 de kilometri, modernizat de la intrarea din județul Alba-Homorod, venind încoace, de la Ilia, Rapolt, Șoimuș și așa mai departe, care arată impecabil ora actuală. Și pe mine nu m-a schimbat, funcția nu m-a schimbat niciodată, am rămas același om simplu până la urmă, om care mi-a văzut de treabă, om care sunt și am muncit în slujba cetățenilor atât din municipiul Hunedoara cât și din județul Hunedoara și care vreau să pun umărul și să revitalizăm capitala de județ ca să devină performantă și să rivalizeze cu celelalte capitale de județ din Transilvania. Dar pentru aceasta, încă o dată, îi rog, prezentați-vă număr cât mai mare la vot și puneți ștampila așa cum v-a spus, pentru că nu veți regheta. În cazul în care nu vom reuși această schimbare în municipiul Deva, Deva nu mai are nicio șansă să devină ce a fost cândva sau să ajungă cumva din urmă municipiul Hunedoara. Unde credeți că ar fi locul acestui municipiu, acestui oraș, reședință de județ, așa cum spuneam, și unde credeți că va fi poate peste 10-15 ani? Pentru că spuneați puțin mai devreme, este nevoie totuși de timp pentru a dezvolta lucrurile pe mai multe paliere. Acum locul capitalei de județ, mă refer numai la județul Hunedoara, este mult în urma, v-am spus, mult în urma municipiului Hunedoara și al municipiului Orăștie, ca să le iau numai cele de lângă noi, nu să Valea Jiului și așa mai departe și celelalte. Îmi doresc, locul va trebui să fie între primele capitale de județ, pentru că Deva este totuși Deva, adică are o istorie. Nu vreau să compar Deva până la urmă, la ora actuală, vreau să compar Deva peste 8 ani de zile cu Alba Iulia, cu Oradea, cu Timișoara și așa mai departe. Să mă apropii cât de asta. Cine știe unde o fi Hunedoara până la urmă de departe, dar trebuie să accelerăm noi și încă o dată această idee care a fost lansată ieri în emisiune de conurbație, de zona metropolitană Hunedoara Deva va avea numai de câștigat, dar normal să aibă aceeași osatură, adică să fie condusă de către edili ai Partidului Social Democrat. Deci aceasta este condiția, să spunem, ca această conurbație. Mult mai ușor, mult mai ușor, adică, nu, când ești și te întâlnești în ședințe de partid, aceeași, altcumva se... Da, pentru că altfel intervin sunt orgolii. Și acele orgolii politice, corect, exact, nu mai sunt acele pe care le întâlnim orgolii. Foarte des. Și vreau să mai spun o treabă, l-am auzit pe actualul edil al municipiului, într-o emisiune, spunând, lăudându-i pe membrii PSD, din Deva și lăuda cu subiect și predicat în 24 aprilie, alaltări în 28 mai își prezenta lista lui de consilieri
și spunea că lista de consilieri a Partidul Social Democrat pentru Deva este o listă de minune, care îi face de minune. Adică de minune în sens bun? Nu, nu, în sensul, nu, în sensul negativ, adică în sensul negativ, dar Roz Lucian Ioanda, care candidat și la primar, este, deschide lista și de consilier secretar de stat, Roman Ciprian, care este managerul Centrului de Artă și Cultură, Stoica Marișemin, managerul Spitalului de Urgență, subsemnatul, care sunt la ora actuală vicepreședinte Consiliului Județean, domnul Stanca Nicolae, care știe toată Deva, directorul de la Deva Gold, da, om cu doamna Hurgoiu, care este în cadrul inspectoratului, Morar Călin Constantin, actual consilier local, inginer, Lavu Sorin, economist, Lobon Petru, care, da, Drăgan Ciprian, doctorat și de la bibliotecă, managerul bibliotecii Ovidiu Densușan, domnul Bara, și așa mai departe, o listă de profesioniști care va câștiga, care va câștiga cu siguranță alegerile alături de Lucian Ioan Ruș și deva, într-adevăr, va putea să devină ceea ce își doresc deveni. În 30 de secunde o să vă rog să le transmiteți un mesaj devenilor, tuturor celor care ne urmăresc. Da, eu l-am transmis și la început, îl mai transmis încă o dată, dragi deveni, încă o dată vă invit să participați în număr cât mai mare la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie, nu mai este mult timp până atunci, o săptămână și un pic. În același timp vă invit să gândiți foarte bine ceea ce veți face în cabina de vot, dar cu siguranță vă invit să votați Laurențiu Nistor în funcția de președinte a Consiliului Județean, lista de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat, Ioan Lucian Rus pentru funcția de primar al municipiului Deva și lista de consilieri local pentru Consiliul Local al municipiului Deva. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, mult succes vă doresc în continuare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!